Ce mai putem spune când CSM s-a întărit în acest campionat cu patru foste jucătoare de la Constanța, Gavrilescu și Căzacu în vară, Simanic și Maștorovici în iarnă. Îmbucurător pentru mine este faptul că parcă începem și noi să jucăm altceva, iar asta s-a văzut mai ales în ultimul set, când fetele au avut parcă mai mult curaj. Obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare și trebuie să facem cât mai multe puncte în etapele următoare, a declarat antrenorul principal Constantin Alexe. Pentru CSV 2004 Tomis nu au putut fi utilizate jucătoarele Cojucaru, Poncea și Rizea. Acestea au rămas la Constanța pentru a juca în turneul din cadrul campionatului național rezervat categoriei Speranțe.